În jurul orei 21, o bubuitură puternică a dat alarma în hotel. Ne-am trezit că arde hotelul. Aveam telefonul la încărcat și am simțit un miros ciudat, am crezut că de la telefon. Am deschis fereastra să văd dacă este de afară. Într-adevăr, de afară se vedea mult fum. Vrea să-și facă insulina și am spus, ieși afară, l-am tras de mână repede. Nu știam cum să tratez în momentul de față de panică. Repede am ieșit pe coridor, am prin fum, am luat-o în direcție greșită. Alții spuneau să fugim în partea cealaltă și am ieșit pe scara exterioară în atac de panică și normal. Rând pe rând, de la etajele inferioare și până la ultimul nivel, turiștii care se aflau în camere au fost cuprinși de panică. Fumul gros a luat cu asalt coridoarele, așa că oamenii s-au trezit în câteva minute ca într-un labirint. Când a deschis ușa, un fum negru a intrat în cameră, atunci n-am mai știut pe ce să punem mâna și am ieșit. Pe geam, am sărit pe geam. Am sărit pe geam cu prosopul pe mine. Am ieșit pe fereastră, că nu puteam să mai rezistăm. Vă temeați? Miros puternic? Foarte puternic. În cameră mai puteți respira? Nu, dacă nu deschideam geamul, nu puteam să mai respirăm. E cumplit. Da, ați ieșit singură cu fetița de acolo? Uitați-vă, suntem în pijamale de sculțe, nu avem nimic la noi. Am apucat să iau strict geanta cu actele în cazul în care este necesar de acte. În rest, totul a rămas în cameră. Ați fugit în picioarele goale cu fetița. Uitați, suntem în pijamale. Unii turiști au fugit cu prosopul de la duș sau în picioarele goale, iar alții s-au aruncat chiar și pe geam de la primul etaj. Alții au rămas încremeniți până la venirea pompierilor, care i-au evacuat de urgență din calea fumului. Mai avem un copil aici. Arderea a fost mai mult mocnită datorită aportului redus de oxigen, dar odată cu intrarea noastră, flăcările s-au intensificat și a fost nevoie și de refularea substanței de stingere. Pe timpul acțiunii de intervenție au fost salvate 10 persoane, dintre care 6 persoane adulte și 4 copii. Acestea, în momentul de față, din informațiile pe care le am, se află în afara oricărui pericol, sunt monitorizate de către personalul din cadrul serviciului de ambulanță județean. În total, 12 pacienți intoxicați cu monoxid de carbon au primit îngrijiri de specialitate, printre ei 4 copii, dar și o tânără însărcinată. Toate victimele au fost stabil hemodinamic, cu saturație peste 90, au fost oxigenați toți. Vor fi duși, așteptăm, mai așteptăm. Pompierii sunt de părere că focul a fost declanșat de o defecțiune la centrala termică, utilajul fiind sigilat de către compania de gaze. Turiștii a căror vacanță s-a transformat într-un coșmar vor fi mutați la altă unitate de cazare.